Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou material. Ce spuneți? Astăzi mai facem un videoclip despre fructificarea la semințioase, despre formațiunile de rod. Pentru că, așa cum ați văzut, în materialul anterior am discutat despre formațiuni de rod combinate, acele burse de rod. Aceasta de aici, pe care l-ați văzut și în materialul anterior, vă arăt și acum. Burse de rod care apar ca formațiuni de rod după ce avem rodire la ramurile de rod propriu-zise, cum ar fi țăpușa, cum ar fi nuielușa sau mlădița. Deci în momentul în care mugurele acela mixt din părțile terminale acestor ramuri de rod propriu-zise fructifică, apare această bursă de rod, despre care am discutat în materialul anterior. Cei care nu l-ați văzut, ar fi bine să îl vizionați. Și așa cum v-am promis atunci, astăzi o să discutăm despre o altă formațiune de rod, combinată, dacă aș putea spune așa, o formațiune de rod mult mai complexă decât bursa. Acea punte de rod sau vatră de rod. Este o formațiune formată din mai multe burse de rod. Este o formațiune foarte importantă în pomidul noastră și, așa cum s-ar spune, vatră de rod, înseamnă o concentrare a formațiunilor de rod în acea zonă. Este foarte important să cunoașteți detaliile referitoare la această vatră de rod, pentru că dumneavoastră o să o întâlniți în pom, care fructifică. Și trebuie să aveți grijă de ea, să nu tăiați decât în anumite condiții, cum veți vedea în alt material. Trebuie să știți să o identificați corect și trebuie să știți câteva detalii despre ea pentru a ști să tăiați corect un pom fructifer. Ce spuneți? Luăm camera, exemplificăm un pom, după care facem un scurt comentariu și cu asta cred că am terminat formațiunile de rod la semințioase. Bine, ar mai fi pe la gutui ceva, coarne de mel, ca alte treburi, dar nu intrăm în detalii. Haideți să facem ceea ce am zis, luăm camera și mergem în coronamentul pomului pentru a vă exemplifica cum arată niște vetre de rod. Nimic mai simplu, observați, bate cam tare soarele, haideți că focalizează, aceasta este o vatră de rod. Bursă de rod, bursă de rod, bursă de rod, bursă de rod. Deci o formațiune cu o aglomerare mai mare de burse de rod. Același lucru, o vatră de rod, da? Observăm și aici, bursă de rod, bursă de rod și în această parte, haideți să focalizăm, să exemplificăm, formațiune de rod, formațiune de rod. Același lucru și aici, la fel, bursă de rod, bursă de rod, bursă de rod și pe această parte, bursă de rod, bursă de rod. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5 burse de rod numai pe o singură, ramură, da? Și aici avem alte formațiuni de rod și uitați, atât aceasta, cât și aceasta, cât și aceasta prezintă o aglomerare de burse de rod, ceea ce se numesc vetre, vatră de rod. Despre asta este vorba. Și dumneavoastră o să le găsiți în pomii dumneavoastră și trebuie să aveți mare grijă de ele. La fel putem exemplifica și în această parte. Uitați, bursă, bursă, observați aceste părți îngroșate, pline de substanțe nutritive, de glucide în special, din care vor hrăni viitoarele fructe care sunt în părțile terminale. Uitați, bursă, 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 ceea ce reprezintă că pe totalitatea acestei ramuri întâlnim o punte de rod sau o vatră de rod. La fel, în coronament, pretutinde, găsim aceste formațiuni, da? Și observați, pentru că am atras foarte mult atenția acestui aspect, observați la mine în coronamentul pomului, da? Deci observați că eu nu chelesc pomii așa cum ați văzut pe la anumite materiale. Nu faceți această greșeală, pentru că pomul, în afară de fructificare, trebuie să facă și fotosinteză. El are nevoie și de frunze și de alte ramuri vegetative, nu numai de rod. Deci ne-am înțeles. Le-ați văzut, dragilor? Acestea sunt formațiunile de rod la pomii fructiferi. De fapt și de drept, acesta este scopul nostru atunci când plantăm un pom, să ajungem la aceste formațiuni, și anume la punțile de rod, respectiv vetrele de rod.
Oricine a urmărit materialele făcute de mine, cel puțin despre semințoase, poate să ajungă la acest rezultat. Ați văzut că am parcurs drumul de la rădăcina pomului, tulpină, elemente structurale, cum ar fi ramurile de schelet și semischelet, ramurile vegetative anuale, după aceea ramurile de rod în devenire, ramurile de rod propriu-zise și ajungem la fructificare, prima fructificare. Atunci, după ce are loc prima fructificare, din mugurile acela mixt în care am avut rod, după țăpușă, nuielușă sau mlădiță, apar aceste burse de rod despre care am discutat în materialul anterior, acele porțiuni îngroșate, care mai ține la rândul lor osmicea și încă o formațiune de rod acolo. Iar după aceea apar o multitudine de burse din acestea de rod concentrate într-o vatră de rod. Scopul nostru final la un pom fructifer, în special din specia semințoase. Ați văzut toate materialele mele, acesta este rezultatul la care trebuie să ajungeți. Ei bine, trebuie să cunoașteți aceste elemente foarte bine, să le identificați, să vedeți unde apar în coronament, să știți cum să le faceți să apară, dar v-am prezentat o parte din acele tăieri și cum să le faceți. Trebuie să vizionați toate materialele mele și cu siguranță veți putea să generați aceste formațiuni de rod finale. Iar acum următoarea etapă este să învățăm cum ne atingem de ele, pentru că este o problemă și ca atunci când noi lăsăm în coronamentul pomului o multitudine de vetre de rod și acestea trebuie renoite, pentru că se va conduce mai greu, acele substanțe nutritive intră într-o concurență. O să vedeți parcursul altor materiale că este foarte important să știm cum să echilibrăm oarecum rodul într-un pom. Se numește normarea rodului. O să fac un material despre acest lucru, dar înainte de acela cred că o să fac un material, pentru că acum mi-a venit ideea, despre cum ne putem da seama cel mai ușor de capacitatea pomului de producție pentru anul în care facem tăierile, doar când îl privim. Pentru că este foarte important să știm cât rod îi putem lăsa. Noi creăm aceste formațiuni, dar dacă îi lăsăm prea mult rod, putem epuiza pom. Îl putem face neproductiv. Producția noastră efectivă va fi niște fructe de proastă calitate, pe care nu le vom mai consuma cu plăcere, dacă aș putea spune, sau cei care le vând nu vor avea un aspect comercial. Din această cauză se intervine asupra pomului, se face normarea rodului, următorul videoclip în care vom vorbi despre acest aspect. Până atunci, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul material, în speranța că toate aceste serii de videoclipuri vă vor ajuta să ajungeți la scopul final, și anume vetrele de rod. V-am pupat!